ai un Passat, știu, 2003, știu, doar că modelul acesta nu este din 2003, e puțin mai nou și nu este orice Passat, este un all-track, așa că haideți să vedem despre ce este vorba. Cum ziceam, azi vom filma un Volkswagen Passat. Mulțumim abonatului care ne-a oferit la prezentare această mașină. Este un model din 2013 și are câteva caracteristici aparte față de un model standard, de un Passat standard mai exact. E puțin mai înalt, cu undeva la 3-4 cm. Are aceste oglinzi mai interesante la partea de grilă. E mai sport, mai tip fagure, puțin diferită. La pasajele roților avem aceste bandouri. Ele am văzut că vin cu mai multe dimensiuni. Modelul de față are 205x50x17, dar sunt niște modele foarte frumoase pe 18. Mai avem aceste bandouri de pe ușă, foarte interesante, mai ales fiind pe nuanță gri cu contrastul acesta de nuanță de albastru. Jantele arată destul de bine, nu sunt zgâriate, nu sunt frecate, tot așa aici avem aceste bandouri. Bușonul de alimentare este o mașină gurmandă, în sensul că are un rezervor foarte mare, 68 de litri, 70 de litri. Stopurile sunt de tip LED. Bun, o chestie interesantă e că ele vin cu evacuare dublă la motoarele de 170 de cai și 177 de cai. Există versiuni și cu 140 de cai, tot cu tracțiune integrală 4Motion, dar există și fără tracțiune integrală, tot 140 de cai, și atunci au pe partea stângă evacuările. Modelul de aici o să-l prezentăm. Prin ce se remarcă el? Am studiat puțin partea de internet cu anunțuri de vânzare. Sunt destul de similare ca și variante, doar opțiunile diferă. De exemplu, cum ar fi trapă panoramică sau lucruri de genul acesta. Modelul de față are senzor de parcare, față-spate. Față de modelul de Passat simplu ce l-am prezentat pe canal, avea și el față-spate, dar avea în plus față de modelul de aici cameră. Dar, în schimb, acesta are faruri Big Xenon, adaptive. Modelul celălalt nu avea. Merită să intrați pe video să-l vedeți și pe acela. Proiectoare de ceață, îmi place funcția, deși nu știu dacă mă ajută cu ceva, când pun mașina în mașalier, se pornesc farurile de ceață. Ca și o altă caracteristică, avem un parbriz heliomat. Avem senzor de lumină, senzor de ploaie, mașina e din 2013. Ce mai are, parbrizul este încălzit, ca și o particularitate. Avem și aceste paravânturi, bărle cromate în partea de sus care îi dă o eleganță. Faurile au fost făcute fumurii de proprietar. Având farul cu xenon, automat și partea de stopuri e de tip LED. Și acum haideți să filmăm puțin partea din portbagaj și vom intra înăuntru. Cum ziceam, fiecare model în parte are anumite particularități. Modelul de față, un lucru destul de plăcut, e că are parte de deschidere automată a portbagajului. Avem și închidere din buton. Am și pe cheie, am văzut că am comanda de a deschide portbagajul, se deschide electric până sus, dar nu pot să-l închid, eu nu am reușit, poate este un truc. Cei care au acest model sau model similar, nu uitați să scrieți în rubrica de comentarii. Hai, te rog, mai aproape. Avem această, nu știu cum să zic, acest rulou, parcă un fel de piele, în care ne spună să apăsăm, și are două trepte de tragere. Modelul de față s-a dus tot așa. De aici putem rabata bancheta, partea stângă, partea dreaptă, buzunare destul de mari pentru a depozita multe lucruri. Avem și plasa aceea despărțitoare la ea. Și ce avem aici? Avem tot așa
cârlig electric. Și tot așa, din buton, îl vom pune la loc. Ok? Tobele. Haideți să vedem tobele. Modelul este Euro 5. Eu zic că e modelul e curat. Nu, și e puțină umezeală, e și normal. Vom închide partea de portbagaj. Tapiseria arată foarte bine. Nu, mașina nu a transportat mult cu ea sau au avut grijă, și aici avem clemele de prindere. Dacă avem plasă de portbagaj sau vrem să agățăm ceva, suportul pentru triunghi, locul unde să punem mâna dacă vrem să închidem manual, dar o să folosim butonul. Acum o să mergem pe locurile din spate, să vedem ce avem acolo. Avem geamuri electrice, pe prag înscris modelul Alltrack, preșuri originale dedicate, tapiserie textil. Modelele cu piele au și încălzire pentru locurile din spate, modelul de față nu le are, probabil fiind cu textil. Și acum, haideți să mergem la partea din față. Înainte de a merge în partea din fața a mașinii, vreau să vedem cum stăm cu locul din spate. Așa că, hai să vedem. Avem o deschidere destul de mare. Nu o să ne pună probleme când vrem să urcăm. Scaunul este pus în poziția mea de condus, 1,82-1,83 înălțime și 100 de kilograme. Am loc suficient la parte de la genunchi, dar și la picioare pot să pun picioarele mult sub scaunul din față. El este lăsat maxim până jos. Avem loc suficient și la parte de la genunchi, avem loc și la cap, dacă o să ne filmăm mai de aproape, intră cam în jur de o palmă. Iar aici în partea dreaptă avem și o cotieră, avem această cordelină de care să tragem. Putem separa cei doi indivizi din partea din spate. Avem suport de pahare dublu, gur de ventilație, iar în cotieră mai avem și un suport de telefon, o agendă mică sau alte, sau chiar o tabletă pentru copii. Cam asta ar fi de spus de partea din spate. Haideți să mergem în față. Mergem la partea din față. Pentru panoul de uși, bineînțeles, masca, unde e masca? Geamuri electrice față-spate, funcție de a bloca. O chestie interesantă e că avem și funcția de a plia oglinzile. Așa. Și să ne urcăm la volan să vedem ce știe. Acesta este bordul, senzorii de parcare activați. Radio, fiecare cu ce ascultă. Avem clima nouă cu reglaj în sincron. De aici reglăm ventilația, parbrizul încălzit, cutia automată de tip DSG în 6 trepte, frână de mână la buton, auto hold-ul, dezactivare SP. Avem și modul sport, modul manual. Iar în partea din dreapta start-stop-ul, funcție off-road, zice că ar fi un fel de ajutor la coborâre în rampă, dar am mai văzut și filmulețe cum ar bloca cele patru roți să lucrezi odată în cazul în care ești blocat în noroi sau zăpadă. Avem o chestie interesantă, numai puțin, să o punem în drive. Un pic, connect. Să vedem cum ieșim. Așa, și vom apăsa pe park. Numai puțin. Așa. Avem parcare automată, laterală cu spatele sau partea a doua. Mi se pare
foarte mișto. Nu am încercat-o, voi încerca să fac un filmuleț și cu această mișcare. O altă chestie, semnalizare, pilot automat, un volan destul de normal, maneta pentru ștergătoare, cum ceasul, să vedem că este ora 12 și 10 minute. Multimedia, din ce am înțeles, ăsta nu are navigație, dar e suficient că te poți conecta cu telefonul. Suportul acesta de telefon, care mi se pare destul de interesant, doar că e neplăcut dacă vrei să-l demontezi, rămân acele găurele în bord, dar am înțeles că de la fanii mărcii că este un dispozitiv ce se poate monta și poți să aghezi telefonul cu magnet. Bordul are o nuanță interesantă, deși eu cred că e din cauza nuanței parbrizului. Avem oglindă heliomată cu buton pentru a o putea activa să nu ne orbească, suportul de ochelari. E interesant că e cauciucat să nu alunece. Luminile au fost schimbate de tip LED și pe partea din față și pe partea din spate. Avem și niște butoane în caz de avarii. Ca și dotări suplimentare, aici ar mai veni butonul de a porni mașina fără cheie. Am mai văzut că are varianta de a porni, de a întări suspensiile sau ceva de genul acela. Cam asta ar fi mașina. Îmi place la condus, garda înaltă te ajută. Sistemul 4x4 nu l-am încercat că nu am unde, pământul este uscat și nici nu vreau să distrug. O altă particularitate ce ar fi e că are scut metalic pe dedesubt, iar la planetarele din spate, nu știu dacă se va vedea, are apărători metalice să nu se distrugă. Mașina nu are rugină, senzorii de parcare, cum spuneam, s-au montat LED-uri și pe partea de suport aici. Să-l închidem la loc, să nu iasă căldura când motorul este pornit. Modelul de față are, cum ziceam, 170 de cai. Personal îmi place, arată bine. Proprietarul mai are încă un set de jante de vară, arată destul de bine. Inscripția o trag și pe partea din față. Ce am mai văzut la alte variante, probabil și asta ar trebui să aibă, că are sistemul 4Motion scris pe partea dreaptă a portbagajului și mai are motorizarea de 2 litri. Sus nu avem trapă, dar avem o antenă drăguță. Ok, să facem și un rezumat. Ce ar mai fi de spus este că mașina are niște buzunare foarte mari în fețele de ușă. În partea din spate, la cârlig, este un ornament din plastic care acoperă zona de cârlig să arate mult mai frumos estetic. Lipsește. Eu vreau să vă mulțumesc pe această cale celor care v-ați abonat. Celor care nu v-ați abonat, o să vă rog să vă abonați. Nu uitați să dați un like și până data viitoare, să auzim de bine. Pa, pa!